Familia Petrache din Pucheni Mari a descoperit Itzy Bitzy FM acum 8 ani, iar Ana Maria a crescut ascultând emisiunile noastre. Tata Florin, așa cum îi spun Itzy și Bitzy, și-a pierdut vederea în urma unei operații, când Ana Maria avea 2 ani, iar ultima imagine pe care o va păstra toată viața în amintire este imaginea fetiței lui. Itzy Bitzy FM l-a ajutat să renască, să-și descopere talentul de poet și să treacă peste necazuri cu glume în versuri. Poeziile lui sunt auzite de ascultători în fiecare dimineață la Itzy Bitzy Neața.